Bună, și astăzi am să vă arăt niște desene din cartele mele de desen. Am aici două, deci am să încep cu începutul. Deci primul card de desen este acesta, vedeți voi, i-am făcut eu coperta, am copiat de pe cartea Semnarele unei pușteci, volumul 11 și volumul 12 este nou, deci să încep. Deci primul desen este acesta, destul de ridicol cum iau, și următorul de acesta, copiază pisica. Știu, n-am multe de explicat la ăsta, fiindcă, știi tu, n-am reușit să fac așa, deci, mai avem cu perușul meu Marco, știu, l-am făcut cam slăbănog, și ăsta este unul care îmi place. Deci acesta este cu pisicuță, vedeți voi, cu jumătate aici pe curcubeu, aici mi-am scris numele, aici am făcut aici jos, apa. De-aia am luat foaie cu pătrățele. Deci, următorul e acesta care nu l-am terminat încă. Acesta poate adorabil cu cățeluș. Deci primul cățeluș pe care am făcut a fost acesta, mi-a ieșit stupid. Ăsta, după aia ăsta, ăsta și ultimul a fost ăsta când e haflic. Atras de câini, nu mai știu ce să m-a terminat. Am unul cu iepuraș, acesta. E adorabil, l-am făcut ca așa pe rost. Știu, dar nu pare 3D. Nu am scris, deci. Aici am scris oara mea și mis. Aici am scris cum se numește. Am scris și un TM. Deci, aici am litera A din Elf Vlogs. Puteți să găsiți aceste desene. Din Elf Vlogs și... Așa. A, L, P, H, A, B, L, O, C, I, C, că la kilogram S. Deci nu cu X. Aici tot number blocks, la fel number B, L, O, C, că la kilogram S. Deci aici am făcut numai pe 1, 2 și 3. Să vă arăt altceva. Deci aici tot number blocks 7 și 10, dar în alt. Aici am cifra 8. Cele 8 tentacule. Da, știu. O urăsc chiar dacă e roz. Deci, aici am pe cifra 4. Aici 12. Pe care am făcut cu 14 cuburi, fiindcă nu știu cum să-l fac, știți voi. Tare speed. Nu știu cum să fac cuburile și de asta mi-a ieșit așa. Următorul desen este cu 11. Tare jenant. Sunt prea greu, spune ăsta 11. De... Deci, mai am ăsta, acesta cu 1 și aici alți number blocks până la 12, apropo până la, de re, până la, cum se spune, 15, nu mai am făcut ăsta. Deci ăsta e un 2, tare, nu am terminat, ăștia sunt cei doi teribili, ăsta l-am făcut acasă. Aici e unul cu pești care au murit de la noi în acvariu. Ăsta, fix așa cu a doua, a avut pe bune. Asta e un alb, ăsta e portocaliu, primii care au murit a fost un 6. Ăsta e 13 care v-am povestit. Aici niște cuburi. Aici am o balerină. Uf, de ce mă doar mâna. O balerină. Așa, am făcut-o în umbră. Mult. Asta este 14. Asta îți puțin că mă doar mâinile. Deci, bine ați revenit. M-am odihnit destul la mâini. Deci, ăsta aici am rămas, da? Aici am vrut să fac înapoi modelul, deci ăsta este 14, tot din number block. Aici l-avem pe 15, spionul. Deci, 15, unul secret, aici avem 5, 4, 3, 2, 1. Deci, aici avem unul foarte fain cu o pisică cu o coadă lungă. Deci, o ajuns până aici la coadă, vedeți? Și ăsta e unul care se prefășe în oglindă magică. Știți, la number block este o oglindă. Când duci în ea și treci încolo, se dublează, cum se spune, ăla ca să privește privitorul. Deci, aici avem însemnările unei puștoaice, știți, așa, ca la copertă. Am zis gemuzurile astea. Deci, asta e Mackenzie. Asta e aici cu ochelari de soare. Și Nicky, asta e aici. Și Brandon e prietenul Nicky. Și... Mackenzie, asta cu părul blond, zice Nicky, ce scrie în jurnal, luptă cu Brandon,
Eu te dá, você mostra essa mão na puxada de pinto que as crianças, na realidade, eu não sei nada. Aí tá tudo com o nome do box desse da mãe. Gata, deixa. Aí tinha dois punhos. Ei, um, não fui triste, eu tinha graça de treinar, chá. Tinha um pouco da chá, deixa. Ah, aí já treino, meu cheat completo, finca, ou fosse pra nada. Mas vim pra ter uma vida com um, por dois, por três, e treino, chá. Deci, ăsta e un Ianic, iată să văd ce urmează aici. Aici am un Super Lilo, care nu-mi place deloc și tare jenant. Ce urmează? Aici am ceva cu telefoane și un pocket. Bine, ăsta, tot ăsta e aici un pocket, ăsta e telefon. Aici am făcut cu happy, aici cu sad. Să mai văd. Aici am unul cu fetiță și aici unul cu băiețel. Nu am cumpărat cum pe scurt, știți? Aici e unul cu turnul Eiffel. Am reușit să fac numai un picior, știți? Nu pot să-l fac complet. Deci, a fost prea înalt și, vedeți, am pus așa ce cam de tot, ca să dea mai mult efect. Aici o fetiță care stă lângă boxele cailor. Asta e asta cred că e vacă, am uitat să-i fac pe. Dar e cald, știu eu sigur că am uitat să fac părul, da. Deci asta e o petiță, asta e tabletă cu husă și părul este îndrogălată cu apă. Iac. Deci și acesta e un porc. Nu știu dacă e de Guinea, că e atât de mare. Aici, această imagine, numai că am făcut-o mai bine. Asta că aici e rupt și mai greu să răsfăiesc. Aici am încercat să mă comportez ca Andreenu. Deci acesta îmi place foarte mult cu unul lângă o cascadă. Știți, când am făcut caietul ăsta, am făcut foarte multe desene cu unul, precum acesta, urus. Aici am unul și minus unul. Nu apare number blocks, mai că... Așa fac eu. Deci, ăsta a fost tot caietul, primul caiet. Hai să ne întoarcem la al doilea. Deci, acesta e al doilea caiet pe care l-am completat și ăsta. Deci am terminat două caiete, aha, are două caietele. Deci, ăsta e unul îngrozitor. Aici un tomul gânel. Aici un slip slam sem, de care mi-e rușine, ce am urât. Aici așa, nu știu. Deci, aici am cu ceva fetițe. Aici am niște echi doodles, scris e c d o o d l s. Și vă dă desene cu din ăștia. Aici, știți voi, am făcut așa scara să pară 3D, dacă nu mi-a reușit. Aici e o foarte tare ridicolă. Aici e un pește auriu, așa ce urmează. Un fluturaș ridicol, vreau să vi-l arăt. Aici am ce prieteni mei. Deci asta știu care e și Rahela. Aici am făcut eu ceva cu storybuds. Aici apar eu, asta sunt eu cu Bip, aici am scris Bip, am vrea să pun un P, că nu știam cum mă cheamă, asta e Bing, care e ridicol, niște fete DJ, aici am făcut un, știi, mai nimia, că se par mai drăguț, și la asta am făcut o inimă în loc de medalie, să vă mergem aici, un Bip, și asta e un Bip, ce urmează, aici am caratista J, am făcut așa, deci, și mai urmează un cățelan e tare ridicol, deci a scris pupi, așa cum s-aude P-U-P-P-Y și l-am transformat în cățelane, l-am numit Suzy, știu că e ridicol, și ăsta a fost tot caietul, spa!